Salut! Suntem la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, eu sunt Nadia și bine v-am găsit la Storytime Online. Astăzi citim în limba engleză A Stream of Visitors, written by Jacqueline. A mountain stream winds through the woods, like a shining ribbon wrapped around the mountain's waist. A small lake, crystal clear, glistens on mountain's chest. The river plays in the arms of the mountain. Dense trees stand tall by the lake. This beautiful mountain world is home to many animals. Father Squirrel has built a big house in the forest. With its moon-shaped door, gourd-like windows, wooden posts and walls, the new house is both sturdy and beautiful. Knock, knock, knock. Who is it? Asked Mother Squirrel. I'm Mother Hedgehog. Congratulations on building your new home. Thank you. Come in, please. The door squeaks open. How are you? Says Mother Squirrel. Carry a plate of pine nuts and walnuts. What a nice wooden house, safe from rain and wind, facing the sun, says Mother Hedgehog. It must be warm in winter and cold in summer. You are always welcome here, says Mother Squirrel. Knock, knock. Who is that? Asked Father Squirrel. I'm Father Rabbit. Congratulations on your new home. Thank you. Welcome. Honored guest. The door squeaks open. Hello, hello, Father Squirrel hurries to shake hands with his guest, offering him chestnuts and walnuts. What a nice wooden house, with a big tree as the base and a small tree as the beam, says Father Rabbit. Neither wind nor rain will shake it. You are always welcome here, says Father Squirrel. Knock, knock, knock. Who is it? Asks little squirrel. I'm Brother Monkey. I heard you've moved into a new house, so I've come to congratulate you. Come in, please. The door squeaks open. Little squirrel leaps into Brother Monkey's arms and they dance together. Hooray! How nice it is to play in this new house. Knock, knock, knock. Here come the frogs, here come the birds. New neighbors soon become family. The new house is spacious and bright. Its walls are clean and clear, says Father Rabbit. But something seems to be missing. Let me think. Everyone looks up and down, left and right. There's the door, there's the window, with the posts and the walls. What else could the new house need? I've got it, Father Rabbit smacks his leg, pointing at the wall. See, there should be four paintings on the walls. That's right, agrees Father Squirrel. Little Squirrel, draw four of your most beautiful paintings and put them on the walls of our new house. Very well, says the little squirrel. But what shall I paint? I will think long and hard about this. Everyone applauds. Little Squirrel brings out his paints, brush, paper and sketchpad, determined to do justice to such a beautiful request. The end! Sper că v-a plăcut această poveste. Este despre familia veverițelor care au construit o căsuță în copac și au primit în ospeție celelalte animăluțe din acea pădure fermecătoare. Și astăzi vom face o veveriță din hârtie colorată. Pentru așa o veveriță veți avea nevoie de un dreptunghi cu mărimea de 10 cm pe 19 cm, o fâșie de hârtie cu mărimea de 2 întreg și 5 cm pe 15 cm, 2 ochișori, 2 triunghiuri ascuțite, da? Și încă 2 triunghiuri ascuțite, dar mai mici, da? Iată așa, mai micuțe decât astea, pentru aceste urechiușe. Și un oval pentru burtica veveriței. Această veveriță este de culoare maro, dar noi astăzi vom face o veveriță de culoare portocalie. Va fi o veveriță roșcată. Veți mai avea nevoie și de un farfece, o carioca neagră și un clei.
Deci, primul lucru care îl facem este acest cilindru, da? Corpul viveriții. Cilindrul. Pentru aceasta aplicați clei aici, pe marginea, pe latura asta mai mică a dreptunghiului. Și îl lipiți. Noi acest exercițiu am mai făcut cu voi. Voi deja cunoașteți cum să faceți aceste cilindre, aceste tuburi, da? Să le zicem. Iată, corpul viveriței este gata. Acum vom face urechiușele. Pentru aceasta veți lua triunghiile cele mai mici, veți aplica clei pe ele și le lipiți pe triunghiurile cele mai mari. Iată așa, eu cu și vă arăt și mai aproape să vedeți. Iată așa. Sper că se vede bine. La fel procedăm și cu celălalt triunghi. Iată, avem două urechiușe, da? Și acum le lipim de corpul viveriței. Aplicați un pic de clei pe margine. Marginea urechiușii. Așa. Și aici urechiușa. Iată așa, am lipit urechiușele viveriței. Acum lipim ochișorii. Aplicați clei pe ochișori și le lipiți aici la viveriță. Așa. Am făcut așa ochișori mari, mari la viveriță, da? Iată așa. Așa avem urechiuri și ochișori. Și acum trebuie să desenăm boticul, da, gurița, lăbuțele și să lipim burtica. Așa, haideți întâi de toate să lipim burtica. Aplicați clei pe acest oval și lipiți burtica, iată, aici mai jos. Iată așa. Acum, cu o carioca neagră, desenăm lăbuțele și năsucul viveritei. Așa. Așa. Iată, priviți aici. Da? Avem buticul și lăbuțele viveriții. Și a rămas codița, da? Viverița are o codiță pufoasă, frumoasă, ridicată așa în sus, da? Pentru aceasta veți lua fâșia cu mărimea de 2,5 pe 15 cm. Veți rotungi un pic colțurile. Iată, în felul următor. Așa. Și aici tot așa. Și noi am mai făcut acest exercițiu cu voi. Luați cu farfica și undulați această codiță, da? Iată așa. Așa, iată așa. Ridicat în sus. Puteți să faceți această fâșie și mai lungă. Să fie o codiță și mai ridicată în sus. Și aplicați pe ea clei și o lipiți în spatele viveriței, da? Iată și viverița noastră este gata. Iată așa o viveriță drăguță avem. Sper că v-a plăcut acest exercițiu, sper că v-a plăcut și povestea citită astăzi. Eu vă zic la revedere și să aveți o săptămână cât mai frumoasă!